Record mondial de preț pentru un Stradivarius, o vioară creată în 1721 de celebrul artizan, a fost vândută la licitație la Londra cu peste 11 milioane de euro. Instrumentul aparținea unei fundații muzicale japoneze care a hotărât să-l vândă și să doneze banii pentru victimele cutremurului din martie. Vioara este cunoscută sub numele de Lady Blunt, după una dintre fostele sale deținătoare, nepoata marelui poet englez Lord Byron. Mai recent, ea s-a aflat de asemenea în mâinile regretatului maestru Yehudi Menuhin. Noul cumpărător a preferat să rămână anonim.